Bun găsit! Pentru că experiența yoga este oricum ieșită din comun, ne-am propus astăzi să o complicăm și mai mult. Și am mutat sesiunea într-un studio gonflabil încălzit la 37 de grade Celsius. Nu vă așteptați la experiențe mistice, pentru că hot pod yoga este un nou concept extrem de distractiv, dar cu un puternic impact fizic și mental. Colega mea, Maria Linda, a aflat lucruri neașteptate despre cea mai dinamică formă de yoga. Hot pod yoga a pornit cu gândul realizării celui mai dificil obiectiv al oricărei forme de fitness, transformarea exercițiilor fizice, mai ales a celor care te solicită excesiv, într-o relaxantă mișcare, benefică pentru trup și minte. Se odihnesc tălpile pe saltea, se ating ușor degetele mari de la picioare și ducem bazinul către spate, ni-l odihnim pe tălpi. Fruntea se așează pe saltea, brațele în spate, pe lângă corp. Această metodă de yoga se bazează pe vinyasa, o secvență echilibrată de exerciții active și pasive, sincronizate cu respirația. Mergem în față, ne balansăm întreaga greutate în față. Ușor ridicăm o talpă, un picior și pe cealaltă. Și apoi pe amândouă ne testăm echilibrul pe brațe. Ceea ce este foarte diferit este mediul în care se desfășoară. Avem un studio special creat în care temperatura este de 37 de grade, se lucrează deci la cald. Avem lumină difuză, o ambianță specială cu muzică și aromaterapie. De ce fix 37 de grade Celsius? De ce nu mai mult, de ce nu mai puțin? 37 de grade este temperatura corpului uman, cea în care noi ne simțim acasă, relaxați și confortabil, și ajută să ne simțim destinși, nu este prea cald încât să fie copleșitor, este perfect pentru ca corpul să se destindă, să se relaxeze, mușchii să se moaie și să lucreze. În urma unei ședințe de hot pod yoga se pot arde până la 700 de calorii, adică la nivelul unei ore de tenis de câmp, evident. Totul ține de intensitatea și corectitudinea mișcărilor. Ritmul este destul de alert, mai ales la început, când se lucrează posturi în picioare, și atunci se combină exercițiul cardio cu căldura, 37 de grade. Fiecare ședință durează o oră și este concepută pentru a fi foarte prietenoasă, accesibilă oricui și non-competitivă. Este un program conceput ca să fie accesibil pentru oricine și întotdeauna există variante pentru persoanele care vin prima oară sau posturi mai avansate pentru cei care practică deja sau care sunt foarte fit. În numai un an, această formă de mișcare a creat o adevărată revoluție în Marea Britanie. Bucureștiul este a doua capitală europeană care aduce acest concept inovator mai aproape de cei care caută o provocare. Practicat cu regularitate, hot pod yoga întărește imunitatea și crește mobilitatea. Ca orice formă de yoga, este benefică atât din punct de vedere fizic, dacă asta cauți, ajută să-ți întărești corpul și musculatura, să-ți întinzi foarte bine articulațiile și să devii mai flexibil, dacă asta cauți, te echilibrează. Unele dintre cele mai critice publicații din lume, ca Vogue sau Men's Health, au consacrat spații largi acestei noi metode de yoga, un motiv în plus ca să-i dăm o șansă. Dacă aveți sugestii sau întrebări, nu ezitați să ni le adresați pe pagina de Facebook a emisiunii. Ne reîntâlnim și mâine la aceeași oră, pentru că vrem să auzim numai de bine!